Eu am făcut legământ cu toții de acest pământ, românilor să le fim. Cu doinuța șorioară să le amint dorul de țară, să le amint dorul de țară. Că românilor le place să petreacă și să joace, să petreacă și să joace. Sute de locuitori ai orașului Mioveni au luat cu asalt sala de spectacole a Coase de Cultura Sindicatelor Dacia pentru a-i asculta pe Ionuț Dolănescu și Maria Ciobanu. Spectacolul a fost unul de excepție, iar publicul i-a primit pe interpreți cu ropote de aplauze. Eu nu sunt pentru prima dată la Mioveni aici. Am avut fericita ocazie să concertez, grație primarului dumneavoastră, domnului Georgescu, cu ambii mei părinți aici la Mioveni și a fost un lucru extraordinar pentru mine, că iată, tata nu mai este în viață, Dumnezeu să-l odihnească, și faptul că am reușit să cânt alături de ambii mei părinți, chiar aici în fața Casei de Cultură, pe acest frumos platou din Mioveni, pentru mine ca om, ca artist, este un lucru extraordinar. Ca de obicei, mă simt extraordinar de bine. Mă bucur că a ales acest oraș, pentru că eu am mai fost și am cântat aici cu fiul meu și cu Răposatu, și ne-am bucurat de un succes deosebit din partea publicului. Le mulțumim din tot sufletul că au fost alături de noi. Nefiind prima dată când familia Dolănescu a concertat în orașul constructorilor de mașini, Ionuț Dolănescu a declarat unei echipe a postului absolute veche. Este cuprins de durere, deoarece ultima dată când a venit la Mioveni a cântat alături de tatăl său, Ion Dolănescu, care acum nu mai este în viață. Spectacolul a fost sprijinit de către primăria și Consiliul Local Mioveni. Mulțumesc din suflet Consiliului Local, organizatorilor, domnului primar, care știu că este un mare iubitor de frumos, de artă adevărată, pentru posibilitatea pe care mi-a dat-o aici la Mioveni de a aduce acest concert live cu orchestră proaspăt înființată, Orchestra Fundației Culturale Ion Dolănescu, pe care am numit-o Doina Basarabiei. La ea, să nu e cu surgă.